Bună ziua, dragii mei prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Ne aflăm în, nu știu dacă vă dați seama, suntem în Thailanda în momentul ăsta. Doar ce am ajuns din India, o să povestim exact ce s-a întâmplat și de ce a fost nevoie. Yeah, we can say anywhere we are. Yeah, we can go there? Okay, let's go there. Yeah, we can go. O să vă povestesc tot ce s-a întâmplat, cum am ajuns aici, ce facem aici, nu știu, dar să vedem. Momentan sunt cu AU, prietena cea mai bună din Thailanda. Să vă povestesc și despre ea un pic. Cine are membru, am povestit acolo mai multe detalii, deci dacă vreți, uitați-vă acolo. Și acum am venit la un restaurant. So nice the lake here. So she's AU, my best friend. Boom! Ok, let's stay here. Hai să vedem ce mâncăm. Comandă Tau e tipa din Vietnam pe care ați văzut-o pe vloguri. Comandă că nu se vorbește engleză și vreau să vă arăt niște prețuri la restaurantul ăsta care se numește Tong Palm. Tot așa să recentrăm în camera că a luat o razna. Deci restaurantul se numește Tong Palm și uitați cât de frumos este pe malul unui lac și în partea asta e fix strada. Eu nu am barca fix aici. Hai să vă arăt prețuri, gata, ca să nu mai bat câmpii. Deci, băuturi, stați așa, că nu mai știu exact cât sunt bații, frate. Stați așa, bați. Deci 10 bați sunt 1,30 lei, da? Apă, 1,30 lei. Uite, cola, Coca-Cola, deci 2 lei și ceva. Eu mi-am luat un mango smoothie, care e 50 de bați, adică... Cât vine, mă? 50 de bați, 6 lei pe 6. What? What they say? So she just checked like what you want. So I said just cashew nut with chicken. Yes. On top with rice. Yes. Yeah. And what else? That's it. And the mango smoothie. Mm. Okay. For the moment that's. Want some fried egg with that? Yes. Yes. Okay. Fried egg. Okay. Și unul prăjit. Hai că vă arăt cum arată mâncarea. Bun, deci 50 ăsta, vreo 6 lei și ceva v-am zis. Și ce-mi place, uite, au și appetizers, au și de-asta gen la treuri. Și uitați prețuri la mâncare, mâncau astfel. Deci, gândiți-vă că 100 sunt, uitați mă, 50, 100 sunt 11 lei, nu? Da, 13 lei, pardon. Deci, felurile astea de mâncare pe aici sunt cam toate sub. Las că iară la o camera asta în cate, așa. Sunt toate sub, frate. Eu mi-am luat, i-am zis ce vreau, dar nu știu cum se numește exact, în cashew nut, nu știu dacă îl găsesc pe aici, vi-l arăt când vine. Nu știu cât costă exact. Dar, na, mâncați, mâncarea tailandeză chiar e și mai care rău. Yes. Thank you. Just talk with me. You don't care about the camera, okay? Just talk with me. Okay, so that's the banyan tree. Ăla de acolo e banyan tree. Ah, this one, right? With this like long, yeah. Okay. Long root. Yeah, they also have in India, yeah. Yeah, and actually the banyan tree is the tree when the Buddha found. What they Buddha call, was found. The... Deci, o să vă povestesc, este prima tipă pe care eu am cunoscut-o în Thailanda. Am cunoscut-o în... Where we meet first time? January or February? 2023. January or February? February? I think, yeah. Yeah. Ok, ce-am cunoscut, frate, ne-am cunoscut în februarie pe Tinder. Ne-am ieșit să mâncăm, am fost într-o piață, am filmat atunci vlog, nu mai știu cum se numește. Da, știți, de obicei când folosești Tinder-ul nu prea... Adică, mă rog, de obicei e for fun, bla bla bla. Ideea e că noi am păstrat legătura, așa, după am stat vreo săptămână la ea în Talong, stătea cu chirie. Talong was right the place where you stayed first time. Yeah. Yeah, yeah. I try to tell them like how we meet. Yeah. We keep connected for a long time. Yeah. Yeah. Să le iau o săptămână, după aia am plecat să călătoresc prin Thailanda, în fine, în continuare. Am călătorit ce țări au mai fost după Vietnam, Bali, whatever, Filipine. Și după m-am întors cu Chiriță, cu Constantin, pe care a cunoscut-o. You can say hi to Constantin. Hi! Ne-a ajutat să stăm, iar o agenție imobiliară și ne-a ajutat să stăm moca, cum ar veni, într-un resort. Foarte mișto, aveți vlogurile, bănuiesc că le-ați văzut, care este mai vechi. După care, mă rog, noi am tot păstrat legătura, a fost prin Germania, a lucrat și acolo o perioadă. I-a venit să vină în România când era și în România, dar nu s-a putut. Și da, acum sunt aici, stau la ea acasă, o să vă arăt și casa, o să vă arăt și camera mea și cum am așteptat aseară. Și that's it. Deci, ok. And she is 21. You'll be 21 on Monday, right? Yeah. O să vă povestesc care treaba cu asta, genia. Face 41 de ani, dar zic eu, mă rog, că arată tânără și așa. You stop counting. Ok, da, și așa că s-a oprit din numărat ca să nu... Oh my god, I missed that so bad. Thank you. Deci, asta este o mică supă, care cred că are un pic de coriandru, dar asta e acum. Și asta e cashew nut, sunt din astea, mă. Ziceți voi că am lapsat acum. Caju? Caju se numește la noi, parcă? În fine, cu... Asta e un fel de... Nu știu să zic, apio, de la cred că e, cum se numește. Nu am lapsus la cuvinte română, frate, ce prost sunt. Ardei roșu, ardei verde, e un pic de soia și ceva zahăr. Are și de asta, are și ceva verdeață, un ou și puiul prăjit, desigur, aici, care, mă rog, castravete. Castravetele ăsta e o chestie, la ei se pune la toate mâncări. You add cucumber to every dish, like 2-3 like on the side. Yeah, yeah, yeah. Spicy noodles. Uite, și așa comandat noodle. Oh, it looks very spicy. Yeah. Noodle ăsta picant. Oh. And this is like tofu, fried tofu. Look like nachos. Yeah, and they put some pork mint inside. Pork. Ah, okay. So it's like a snack. Yeah. Okay, let's try. It's, like... it's sweet sauce. Yeah. Okay, deci asta cred că e chili. Yeah, that's just it. Oh my god, so good. That's tofu? Yeah. What you saying? Tofu. Thank you. A venit și fresh de mango. Smoothie, pardon. Deci asta e tofu și înăuntru are carne tocată de porc. Știți cum e? Un nacho, cel mai bun nacho, de fapt, ăsta e. Doritos, învățați voi. Ce vedeți că am găsit pește aici? Try to give them some rice. You think they eat? Am mâncat tot ca idee, a fost foarte bun, ia să vedem. Ia uite! Ce să bat pe orez, mă, panoramele. Mamă! Mi-era doar aseară când am ajuns. O să vă pun o poză aici. Am pus-o pe story. Am mâncat o porție de pataie și o porție de pat crapau și am băut o bere de aia la 660 sau nu știu să nu, decât e de aia mare aici. Și bun rău de tot. Deci, asta de mango, Chirița știu că ți-e dor și ți-e rău de tot de mango ăsta. Da, e asta. Fără zahăr, așa e perfect. Bă, tocmai ce am publicat acum, uite un videoclip pentru un membru, să vă aduc aminte să vă luați și voi un membru, frate. Am 2 like-uri și acum 2 minute l-am postat. Și hai să vă arăt cât a costat tot ce am mâncat. Deci am avut așa, un de ăsta eu, iau unul cu pepene, 2 feluri de mâncare, a costat 285. O să plătească ea că eu n-am bani cash încă. Currency, 285, 285 de bați, adică 36 de lei pentru 2 persoane cu freșurile astea de fructe. Hai să vă fac și să vă arăt și factură mașinii pe care l-are AU. E o Honda Civic, cred că 1.5. Și ce e mișto? A, nu, Civic City se numește, Honda City cred că e. Hey! Hello! Și urășe cu prieten acolo. Hello. Ce e mișto la ăștia că au astea negre, frate, au voie să aibă geamurile negre de tot pentru că e foarte cald și bate soarele într-una. Da, mă, deci Honda City, ce asta, mă, VTEC Turbo, șmecher. A cumpărat o nouă, cred că anul trecut, în septembrie, când am venit prima dată avea, a doua oară, prima oară avea altă mașină, care acum este mașina cățeilor. Ok, deci, cutie automată, 1.5, benzină, whatever. Hello. Hai, cred că mergem să scoși niște bani, să vă arăt și cu bancomat. Hello! Oh, it's connected to the car, ok. Ok, scot niște bani și mergem pe plajă și vedem ce mai facem. Hai, pupici. Bă, nu uitați, am uitat să zic asta, dați și voi like, subscribe, comentariu. Tell them to subscribe my channel. Dați subscribe. Dați subscribe. Dați subscribe. Hai, zic. Și banca pe care orecum și pe care am folosit-o. Și dacă ați văzut primele mele vloguri din Thailanda, mi-am și blocat cardul în banca asta. Deci zic ia, asta e. Deci asta e, se numește Krungsri ATM. Și nu știu dacă vedeți voi, vreau să scot 20.000, care sunt vreo 2600 de lei, vreo 550 de euro, ceva genul, sau cât vine. Și costul ăsta, transaction fee, 220, asta e o chestie generală la toate bancomatele. Hai să vedem, să vă arăt și cum arată banii. Deși sunt... You want accept transaction with this? Deci uite că acum cere 5% conversion rate, nu. Continue without conversion. Nu vreau să... Că teoretic îți mai ai un comision dacă îți transformă din lei în euro și apoi euro în baht. Așa că am mers pe nu. Dar nu prea pot să vă arăt prea multe. A, ba da, uite, sunt astea de 1000, care e cea mai mare monedă cu regi. De fapt ei au 9 sau 11 regi, nu mai știu cum e. Am zis în vlogurile trecute, dar nu mai țin minte așa și am văzut cum mai are ea aici asta și o să-i pun asta aici. Mai are una de 50, dacă e să vedeți cum arată și asta. Mă rog, arată cam la fel. Partea nașpa că de hârtie, uite asta de exemplu. S-a udat deja de la asta. Da, mă. Deci, vreau să mai povestesc niște chestii. Eu am fost nevoit să plec din India, pentru că aveam zbor spre Bangladesh. În data de 31 august, eu ce filmez acum e după 31 august. Și nu am putut să zbor, ambasada nu m-a lăsat. Dacă ați urmărit vlogurile dinainte ați văzut ce și cum. Și ăsta e cel mai convenient zbor pe care l-am găsit, pentru că din cele nu e foarte multe opțiuni. Mai aveam Bangkok și ce mai era? Kuala Lumpur. În Kuala Lumpur am fost și nu prea m-a atras, poate habar n-am, o să mai merg viața asta. E o zonă destul de transitată ca layover de obicei. Sunt majoritatea escalelor acolo, în Singapore sau în Bangkok. Și, na, nu știu, am vrut Phuket pentru că am posibilitatea asta să mai stau cu Iagen, că am călătorit singur și mi-e ok. Mi-era și dor de Phuket, că îmi place mult de tot Phuket, v-am zis, m-am îndrăgostit de Phuket pentru că a fost, cred, cumva și prima destinație în care eu am fost. Prea cald, bă, băiatule, în mașină. Bine, și afară, probabil o să stea să plouă, asta stau aici, clic să vedeți. Da, o să plouă. Deci, asta e problema care s-a întâmplat, nu știu dacă se vede pe gât, am o iritație și nu știu dacă... Mă, și vă ziceam de aici de iritația asta, nu știu dacă de la curta pe care ați văzut-o că am purtat-o în ultimul vlog sau de la apă sau de la mâncare, nu știu ce mi-a ieșit ca o chestie foarte... Gen, s-a făcut pielea foarte uscată și aspră rău de tot, gen, ca atunci când vă pică super glu pe mână și când te atingi era așa, gen, pare rău de tot aspră, puteam să o dau pe răzătoare. Și nu știu ce m-am speriat un pic și am zis, frate, plec de aici, nu mai stau în babcearele. Și mi-am luat primul web care l-am găsit ok spre Thailanda. Și... Da, here I am. Mi-am făcut duș, mi-am luat pe Pantene, că avea niște pe Pantene, m-am dat și începe să-și revină. Sper ca asta să fie. Aici. Uite, s-a construit o grămadă de vile, dar asta e și mechere. Uitați și voi. Tare rău. Un lac pe aici, bine, aici, în zona asta Phuket chiar găsiți de tot, e super șmecher și pentru golf și pentru... A început să fie din ce în ce mai turistic oricum și... Uitați așa că nu se întoarce asta. Și cu o chestie interesantă, mi-a zis că de la anul guvernul ar băga o lege, ar aproba de fapt o lege, cum că străinii își pot cumpăra pe numele lor fără să mai depindă de alte chestii, terenuri și apartamente și vile. Până acum puteai să ții doar în clădirile în care 50% plus 1, adică mă rog, mai mult de jumate erau ale localnicilor și 49% puteau să-și ia, adică jumate minus 1 puteau să-și ia străinii ca proprietate, zic, ca proprietate. Dar aici încep să se construiască în prostie, nu știu cum să fie asta de haos. Ea a cumpărat o casă pe care o să urmează să o vedeți, a cumpărat-o în... Aici se construiește, că vă ziceam pe aici, hoteluri. A cumpărat-o. How long ago did you buy the house? 7 years? Yeah, 7 years ago. And how much you paid for it then? Huh? How much you paid for it then? For each month, right? No, for the house, how much you paid? Okay, for the first time, it's 1.8 million Thai baht. That's how you paid in 7 years ago? Yeah. Okay, and how much it cost now? Oh, I don't know, like, let's say 3.5 is 100%. Double. Yeah. Okay. Da, unde s-au scumpit destul de mult asta de venit este. Și apartamente din astea green s-au făcut și de la green Hotel and Residence, ca și se numește. Și au crescut, vă dați seama, valoarea proprietăților și acum dacă o să poată să cumpere turiștii, îmi zicea că e super nașpa, pentru că ei nu o să-și mai permită. Uite aici, în dreapta Lotus, ce mișto arată asta. Wanda Vista Resort, uite și ăsta, deci e plin de astea. Uite, uitați aici al Resort Bank Tao, deci aici este. Oh, so that's Bank Tao Beach. Uite pe ce Instagram. Da, deci resorturile astea sunt mișto, dar nu știu, eu am fost eu într-unul sau două, am filmat chiar și pe acest canal, v-am arătat. Foarte scumpe. How much is per night to stay here? Now, as the low season, maybe like 3,000 or 4,000 Thai baht. 4,000 Thai baht in low season. Căzi-mi cardul, frate. Căzi-mi cardul de portofelul așa că mai bag, că am de să-l bag. Și acum ne aflăm, îmi pun ăștia aici. I leave the flip-flops here. In front of the car. Una TV, bă, săracu e. My bike, yeah. So, mă, ce aruginită să uitați de la apa sărată, vă dați seama, uite cum e făcut, frate, e praf, ce să mai repar la asta, uite cum e. Mamă. Destroyed. Nu e o zi foarte însorită, deci probabil și bate și un pic vântul, sper că mă auziți ok. Am ieșit așa un pic, astăzi că aveam nevoie de scos bani, uite niște rusoaici aici. Aveam de scos bani și voiam să văd și eu mare. Este super, frate, oricum ar fi. Pentru mine este super. I like it so much. It's long. Uite cât de lungă e și în partea aia. Și în partea aia. Foarte, foarte chill. Nu e foarte fin nisipul aici, asta așa că vara nu e foarte fin, gen, se vede, cred. E așa, are și pietrăcele mici. Da, e tare. Bă, e mișto că nu e nimeni. Why there's no people? Because it's low season? Yeah. Nice. So nice without people. Ce-mi place să zic asta mereu, că e tare fără oameni. Ia mai să vedem și apa. Nu o să se vadă așa albastră cum vedeți în poze, că v-am zis, nu bate soarele, dar e impecabil, n-ai ce, e curată. E ce trebuie. Mamă, ce cald e! Uuuu! Superb! Mă, se afundă în picioarele. Superb! Superb! Da, bă! Da, bă, îmi place rău de tot. Îmi place rău de tot. Că sunt înapoi în Phuket. How is called that fruit? But you can eat it, right? No. No? Yeah. No? We don't eat, but I saw someone from the YouTube. Yeah, I seen on YouTube they eat it. Yes, yeah. Exactly. Uite, mă, e un fruct aici, zice. Ah, okay, yeah. If it's down. Yeah, okay, I come there. I go just to film and they come. Uitați așa să vă arăt fructul ăsta. Dacă știți, ziceți, ah, mă, cât de greu să alergă pe nisipul ăsta, că te afunzi. Dacă știți voi fructul ăsta, cum se numește, eu l-am mai văzut, dar nu știu cum se numește. Teoretic când e copt, el e foarte tare așa ca idee. Se scoate asta așa, pac, și se mușcă din interior. Cam așa e când e proaspăt, când e nefăcut, așa e cam la jumate. Și acum hai să mergem să vă arăt cum arată făcut, gen. Și unul de cocos. Ia. Joga bonito. Joga bonito. Ah, okay, you find the red one. You think it's good? Someone from the YouTube, they just eat like this. Yeah. But I don't think so. You don't think so? Let's try. It's not good? It's okay. No taste? Yeah. It's like no taste. Skip, pur. I think it's overpast like the period of eating. I think nu știu, un overpass. Mă, ce prost, ce expresii găsesc eu. Dar nu știu dacă se poate mânca astea, să mai mânc și cu dată din asta. Too strong. But it's sweet. When I put the... E dulce, dar nu poți să mănânci, frate, e ca cimentul. De mișto copacul. Da, mă, nu știu, e foarte tare, să vă explic cât e. Ok. Seamănă cu o rodie foarte mare. Calm. Da. Tare. Mi-era dor rău de tot. Da, mă, chiar mi-era dor rău de Phuket și în general de o zonă de asta de plajă așa. Filipine, știți că e king of the beaches pentru mine. Toilet? Local toilet, right? No. Kinda. Hope it's not someone inside. Ok. Nu știu dacă e toaletă sau de asta de... Dacă îți vine pe plajă să te apuci de treabă. That a swing? Yeah. Yeah, film me. I will go there. Let's... Yeah, just... Maybe if you stand up. Yeah, I think yes. Thank you. Vă place, da? Dați și voi un like, un subscribe pentru această schemă. Uite și aici puteți să luați. Prima dată văzusem în... Prima dată când am călărit un cal pe plajă a fost în Ceneaz, văzut în vlogurile trecute, dar aparent poți și aici în Phuket. Bă. Dor. S-a urcat și apă ăla de ăsta. Eu ar... cum se numește un salvamar? Am uitat cum se numește salvamar, frate. Cum se numește, cum se zice în engleză. M-am urcat pe un leagăn de ăsta, era aici. Nu știu ce se întâmplă, dar e tare rău de tot, bă. Superciu. Chestiile astea simple. Chiar sunt mișto. Da, știu, mă rog, nu sunt chiar simple, că nu ajunge așa ușor în Thailanda, dar nu neapărat. Ca să fiu și în Zalău, dacă în Zalău aveam plajă și un leagăn, bine, nu știu dacă puteam, încerc să mă mint, dar nu e chiar așa. Da, uite, zice și voi. Uite, nu e nimeni, frate, sunt eu aici în șoșone ăștia, goi, pac, mă dau așa un pic în leagăn, cu viu ăsta, sperând, Doamne ajută să nu fie tsunami, că am mai fost pe aici până în 2008. Și n-a fost chiar mișto, am vorbit eu, mi se pare că în vlogurile alea primele. Eu uitam cum s-a luat ăsta. Și când e capaz să curge seva din copac, dar uitați ce ușor intră ăsta, mă, cum se intră așa. Ușor, mă, în copac. Și ascuțită. Ăsta nu e chiar, adică e moale, dar totuși se o seva așa. Ce filez de toate prostiile. Doamne, Doamne. Gata. Aoleu, Doamne, aveți idee cât de fericit sunt și cât de bine mă simt că sunt aici. Și nu uitați să vă mai luați și voi, pentru că am început să mai postez chestii și la mine, da? Da? Și chestii interesante. Nu e mult, băi, 8 lei, nu știu cât e. Mă aștept pe mine așa, mental să mai fac și altceva pe lângă, e un nou proiect. Sau un alt proiect, cum ar veni, aveam noi o dumă cu proiectele astea. Can you ask them how much is it for? I'm just curious. Ah, he doesn't speak English. Ah, okay, the guy here. No, they don't. Nu știu ce vorbesc. It's 1,300 for half an hour and 1,600 for 1 hour. Ok, 1,600 for 1 hour. Mama, e scump rău de tot. 206 lei. I paid for 20 minutes in India. Let me think. No. 300 de Indian rupees, că nu mai știu cum erau. Asta e aplicația pe care vă recomand, currency. 16. 150 baht. For 20 minutes? Oh, yeah, okay. So it's like 7 times cheaper, like if you calculate for the time. Like you can but the beach of course. Hour. Yeah, but also for this beach is so way different, of course. Da, mă, e altceva oricum. Era așa o comparație care nu și-avea rost oricum, dar ca să înțelegeți și voi. Îmi zicea că aici, dacă stai în laguna, deci laguna să vă explic. Ah, it's market, ok. Laguna este, cum să vă explic, ca un cartier, să zicem, da? Și e un din ăsta rezidențial, adică veți arată și mai bine așa, e verde, totul e super curat, super mișto. Îmi zicea că au și basuri. Pentru, nu știu, dacă stai la un hotel sau ceva și vrei să te duci la altul sau vrei să te duci la plajă sau vrei să te duci nu știu unde, au un shuttle bus, deci un autobuz din ăsta, care trece pe la toate punctele astea. E ca un autobuz, gen. Dar nu plătești nimic, tu, faptul că stai acolo, beneficiezi de chestia asta. Și la fel au și shuttle boat, adică o barcă care te duce, ce mișto-s dragoni ăștia. O barcă care te duce la... de pe un parte pe alta a lacului, dacă vrei la restaurante, sau o să luăm și noi, cred că acum o barcă. Vedem cum e pe aici. Asta e simpatic, e foarte mișto îngrijit așa. În general, în zona asta, oricum, laguna e mai pus la punct și sunt și mai scumpe pentru că e... de obicei vin oameni cu bani aici. Eu am stat aici prin întâmplare, nu mi-aș fi permis ca idee. Uitați-vă cât de liniște e, bă, uite, pizza on fire, au tot fel de chestii internaționale aici, fiind turiști în general. E foarte, foarte internațional, să zicem așa, tot. Uite, o pizza văd aici 500 de bați, destul de scumpă, având în vedere, nu? 500 nu, vreo 70 de lei. Da, e scump. Ok? Uite, uite, de exemplu, aici este barca cu care putem să facem shuttle. Noi nu știu, trebuie să plătim sau nu, abar nu. It doesn't work? Yeah, it's another one. Ah, okay. Okay, but we can just stay here, take a look. Yeah. Uite, acolo se construiește, în dreapta. E un ponton de ăsta plutitor. Aici, în stânga, sunt vilele astea. How much is one of these per month? This is the hotel, so mostly it's hotel. For daily? For daily, okay. And how much is daily? Oh, maybe 10 now. 10K? Because it's off season now. Yeah. Okay, there's 10. 25 in the season. Wow. Stai așa să nu uităm pe aplicația noastră, 25.000 în sezon. Deci pe noapte 3.200 de lei o vilă din asta cu... Yeah, ok. Cea urcă a lucrat și aici 3 ani înainte să facă asta de agenție imobiliară, să aibă asta, a lucrat. Ei, și de exemplu, uite asta vă spun, aveți acolo e un port, tot așa e o barcă, cu barca aia poți să iei să vii aici, dacă vrei, de exemplu, să mănânci la restaurantul ăsta sau și nu plătești pentru că, uite, să mergi la restaurantul ăla să mănânci. Toate fac parte cumva din același grup de, nu știu, investitori, probabil, sau mă rog, aceeași chestie. Probabil în oriunde ai sta aici se plătesc și serviciile astea sunt incluse. Uite, acolo le arată mai hotel, arată camere normale. Da, e un lac, acolo se construiește iar. Dar e mișto, e mișto și sunt multe, adică gen nu e singurul. Sunt mai multe lacuri, mai multe zone cu terenuri de golf. Uite acolo, cred că au, dacă vedeți niște mașințe de golf, nu se vede că n-am eu camera să dau zoom până acolo. Lacul ăsta se duce așa prin dreapta, prin spate și ocolește, are mai multe intrași și sunt mai multe tipuri de genul ăsta. Banii într-și academic, ok. Îmi zicea că gen ca... Yeah, let's go, yeah, let's go. Zicea că gen... cine e angajat aici, inclusiv ca, nu știu, paznic sau bucătar sau care are grijă de casă sau whatever, are oportunitatea, fiind destul de exclusivistă zona asta, în primul rând să învețe engleză. Și nu mă refer gen că învață de la oameni, că interacționează cu mulți străini. E vorba de că îți pun la dispoziție să faci școala de engleză, de IT dacă vrei, de... Au foarte multe cursuri din asta, de comunicare, de dezvoltare personală, de whatever. Adică îți pun la dispoziție ca într-o corporație, dacă știți ce zic. Când te specializezi, vrei tu să mai înveți ceva și te susține, să zicem. Uite, aici am luat-o pe... ce asta, laguna. Cred că un parc, cum ar veni. Uite, ca o grădină, așa. Unde te plimbi în jurul lacului, e relativ pe altă parte opusă de unde am fost noi. Vedeți, e foarte ciudat împărțit lacul ăsta, e foarte multe... are foarte multe brațe. e tare și foarte liniștit. Loc de joacă pentru copii. Place mult de tot aici. Suntem în benzinărie acum, dar noi mergem la... We go to 7-Eleven, right? Dar vreau să vă arăt, benzină costă 37 pe litru, dacă tot suntem aici. 37, 4 lei 70. O să mergem să facem niște cumpărături, să cumpăr și eu una alta. Și după revenim acasă să vă arăt casa, să vă arăt camera mea, să vă arăt cum m-a așteptat aseară. Da, mai că am ajuns. Bă, și o apă minerală, by the way. Singa, asta e un, ăsta, un lanț, cum ar veni cu el la noi, Nestle sau ăsta de face de toate. Asta e casa pe care o are AU, asta e mașina pe care v-am arătat-o. Și mai rău mașină care duce către ei la plajă, tot o Honda, cred că tot City sau Civic, dar mai vechi. Și stă acolo undeva pe terenul unor oameni. Mașina aia n-a vrut să o, nu repară și nici nu vrea să o vândă, că duce cății cu ea să nu pe asta nouă. Așa. Aici e intrarea în casă, e o mică curte aici unde pune piscina, pardon, mă scuzați, asta și dată. Piscina pentru căței, încolo e nimic pe lângă casă momentan. Mamă, dar ce sughiz, mă. Aici ce să vă arăt, curte, simplă, șezlonguri, forțuna aici să speli chestii. Pompa de apă acolo, că de obicei ei au asta pe casă, dar ea și l-a pus sub casă, ca să nu arate urât. Și folosește o pompă. Ce văd, o să înceapă și ploaia. Hai să intrăm în casă, hai să intrăm pe aici, că mie pe aici îmi place. Ei sunt Happy și Sisi. Happy? Happy? Good dog! Good dog! Good dog! Good dog! Sisi e mai izolat așa, nu prea l-ar fie băgată în seama. Sunt doi căți adoptați, dar foarte simpatici. I-a avut și când am cunoscut-o prima dată. Pentru cei care ajung în Thailanda, trebuie neapărat să încercați și dragon fruit, că tot era aici, să mâncați chipsurile astea, care, cum sunt alea de la noi de la pizza, dar nu sunt altceva, și chipsuri de cartofi, care sunt ca niște pufulezi de cartofi foarte mișto, îmi plac rău. Hai să las apa asta aici, să vă arăt căsuța, da, aici e un hol, să vorbesc mai încet, că ea s-a culcat. Aici e bucătăria. E foarte simplu și așa, în spate mai e un spațiu mic. Așa că aici e o ușă, că vreau să fac o cameră cumva pentru căței în spate. Și aici, sper că mi-arăt să-mi fi la baie. Și asta e baia, care e foarte drăguță și destul de mare pentru casă, by the way. Casa nu e foarte... Îi folosesc instant ăsta, cred că se numește, de încălzit, și chiar funcționează și încălzește foarte bine. Nu știu la noi de ce nu e așa popular și folosim gaze la centrală, but... This one it is. Și acum hai să vă duc în camera mea, camera ei e aici. Și camera mea este asta. Uitați cât de bine am și lumina asta, dar nu prea-mi place. Am lăsat eu aici laptopul, că doar ce am încărcat pentru membrii vlogul. Asta e patul. Aici este un burta goală, că de-abia am ajuns și eu. Și uitați-vă cum a așteptat aseară. Deci avea aici o floricică, poza cu mine de pe YouTube, și ăsta cu bine back, revenit la a doua casă. De unde vine chestia asta? Să vă pun un pic de context. Asta e cum... Cum pornesc asta? Așa, îmi place rău să rămânez asta în cameră. A, și aer condiționat de la Mitsubishi, nu știu dacă avem în Europa așa ceva. De unde a început chestia asta cu a doua casă? I-am zis eu că gen, bă, pentru noi Thailanda o să rămână, cred că a doua casă tot timpul, pentru că pana mea e prima țară în care am început să filmez și să călătoresc. Ea oricum e și prima persoană cu care am cunoscut și cea cu care am păstrat legătura, am devenit foarte un prieten, și al doilea chestie pentru care mă așteau chestia asta e că a lucrat în hotel, frate, mulți, nu știu, vreo 10-15 ani, a fost manager de hotel, până și-a deschis agenția asta imobiliară și... Na, e, cum să zic, a zis că ea mereu făcea chestia asta pentru... De obicei ea lucra când era manager la hotel, lucra în Laguna, în resortul pe care l-am, genul de resorturi pe care l-ați văzut într-unul din hotelurile alea, și cumva ți-a trebuia o familie. De exemplu, ea la un moment dat a avut grijă de Taylor Swift și familia ei când au venit în concediu. Au avut casa lor, au avut tot așa într-un resort și era persoana care se ocupa de du-te, ia-i doi la restaurant, hainele, le-a spălat, ce voiau să mănânce, ce nu știu ce. Adică se organiza cu tot manageria, tot confortul lor, să zic așa. Da. Gata, hai că eu vă întind la vorbă o grămadă. Și mai am ceva pe care vreau să vă întreb și sunt curios să aflu și pe asta, cred că mai târziu o să ies să mâncăm și continuăm vlogul de acolo. Da, mă bag acum să editez ultimul vlog pe care îl mai am din India Și atât. Vă mai reamintesc o dată să dați un like, un subscribe, un comentariu, că mă ajută extrem de mult. În descriere sau lângă, de fapt, profil aveți aici în dosar de alăturate, cred că undeva pe la mijloc. Puteți să vă luați membru, nu îmi dă mie niciodată, nu îmi dă nimic. Cel mai mic membru este 8 lei pe lună, deci dacă vreți să mă susțineți, la mine ajung jumate. Și da, that's it. Acolo o să postez și niște chestii insider pentru voi, să încerc și mai apropiat. Cine intra peste mine? Ce vrei să zici? Poate te insisti. You need some... Yeah. No. What you doing here? No, down. Down, happy. Down. Go out. Trebuie să știți că eu iubesc, că ți-e rău de tot, deci sunt super îndrăgostit de căței, sunt total fiert, am avut și eu căței în diverse contexte ale vieții mele, când am locuit cu căței și a fost o experiență mișto, dar totuși mi-e place să am spațiul meu, adică nu știu, nu-mi place să fie prea intruziv, de exemplu acum, trebuie să scutăr asta de... Îmi place chiar așa în pat, adică nu știu, nu în gura mea, îmi place să mă drăgășesc cu ei, să iubesc și așa, dar nu știu, nu... Mai ales că aparent de anul trecut am dezvoltat și o alergie pentru părul de câine de care nu știam și am descoperit tot la ea acasă când a fost data trecută. Da. Asta încerc să nu... Stau 5 minute, 10 cu ei și după aia trebuie să mă retrag. Gata, hai că eu vă țin de vorbă, ia vedeți aici. A plecat notificările pe Bumble și pe Tinder, bă, în general, asta apare nume de băiat, dacă o întrebați să uite! Gata, hai, ne auzim mai târziu. Băi, e noapte, e aproape 10 noapte, am oprit să mâncăm cu mașina asta lângă, le dăm un zoom out așa, că dacă nu vedeți voi extra, dar o să încep să nu prind prea bun. Mi-am luat niște de asta, cum ar veni un fel de crispy cu orez, ceva legume acolo, pe ăla cred că e coriandru, usturoi, usturoi verde, ăsta iute, castraveți, înțelegeți voi, diverse sosuri, nu știu ce este, ceva foarte picant. Hey. I'm so bad. I'm sorry. Și asta este chili, ce mi-a pus eu așa între tăla, că am întâmpit. În fine. Și... voiam să vă întreb o chestie acum. I'm filming myself? It's okay? Ok, good. Voiam să vă întreb o chestie, să nu pun asta în ecran. Eu acum caut să închiriez un scooter pentru că stau aici și prețurile pe care le-am primit sunt în jur de 2000, 3000, 4000 de bați pe lună. Am zis că eu pentru o lună, pentru că zicea că eu mai puțin, tot cam așa costă. Și ideea e în felul următor. Pot să găsesc să cumpăr cu până în 10.000. Eu știu sigur că o să mai mă întorc în Patong și mă gândeam să le iau pe numele ei, să-l am aici sigur și pentru voi, abonații, când veniți în Phuket, să aveți un scooter, vă dă tata un scooter aici. O să-i schimb eu uleiul și tot înainte să plec, e la stil, aveți contact. Ce ziceți de treaba asta? Cred că e un deal bun. Oricum eu o să mai întorc și dacă îl folosesc 2 luni, 3 luni, teoretic și-a scos bani. Cu atât mai mult dacă îl și închiriază ea și scoate și ea ceva, e treaba ei oricum. Dar mă gândeam la varianta asta. Așa că aștept să-mi dați o părere. Dacă veniți de curând în Phuket, careva, chiar îmi scrieți că îl iau sigur să-l aveți. Aproape am terminat de mâncat, dar am uitat să vă zic ceva, frate. Deci supa asta e genială, supa asta de pui. E o supă simplă de pui, fără prea multe chestii, dar e foarte bună. Ea a avut ceva orez cu, cred că ceva pui și organe, ceva gen, nu știu, ficat sau ceva. A fost astea, apă care e mereu din partea casei, orezul ăsta cu fried chicken și toate astea au costat, cât credeți? Vă zic eu, 12 lei. Și asta e o afacere de familie, este bunica băiatului și băiatul care e în, cum ar veni, lucrează în vacanța de vară. Au un aternat și am zis nu aruncă mâncarea, o iei și o dăm la căței. Că e păcat, e orez cu pui. De ce să aruncă mâncarea? Gata, hai că v-am filmat prada aproape, focusează asta, am dat un pic luminăsitatea. Gata, bă! Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, vă iubesc, nu uitați să dați un like, un subscribe, un comentariu, unde scrieți mai multe detalii, aveți și de la alăturate undeva, aici așa mai jos, aici undeva. Pun toată bugata, de fapt, scrie alăturate sau join, dacă aveți în engleză. Dacă vreți să vă luați membru, postez în fiecare lună videoclipuri noi și doar pentru membri. Gata, vă pup, vă iubesc, că am fost Marco.